că Bambuc Club se pregătește cu o serie de evenimente și când spun o serie sunt multe evenimente, deja împreună cu cei de aici am realizat programul pentru cele 3 luni, următoarele 3 luni și în afară de prezentări de modă și tot felul de soliști de muzică consacrați din România, cât și de peste hotare, veți vedea tot felul de surprize. Trebuie supervizat acest loc și trebuie mai ales ajutat noul proprietar. E păcat că un loc atât de frumos există în acest oraș, atât de minunat, cu oameni atât de minunat și că el a fost gestionat, să spunem, puțin defectuos dintr-un punct de vedere. Dar el a rămas, după cum vedeți, la fel. Din contră, noi am încercat chiar să aducem niște îmbunătățiri în ultima săptămână și cred că cel mai important este ceea ce vă va oferi Bambuc Cluj în următoarele 3 luni și vă spun eu că să nu mai surprize. A fost o problemă de marketing, să spunem așa, și de... A fost o problemă de organizare. Deci aș vrea să fac o precizare și îmi pare rău că n-am fost la conferința de presă. Bambu București, brandul Bambu, pe care eu îl reprezint, a vândut o franciză unor domn din Cluj. Deci franciza înseamnă atunci când îți iei niște bani pentru un brand, ai vândut un brand, dar în același timp, până în momentul în care noi am deschis, am avut, menirea să-l facem, la fel ca Bambul București, să arate, să fie la același standard, la același nivel și, pe urmă, să-i dăm drumul. Mai departe, faptul că managementul a lăsat puțin de dorit, nu a fost vina noastră. Afacerile noastre vis-a-vis de Bambu sunt mai mult decât prospere. Bună oară, vom deschide Bambu Mamaia și Bambu Beach anul acesta, iar în luna iunie Bambu Dubai. Deci, vă dați seama că nu ne permitem, brandul Bambu nu își permite să facă nicio greșeală, chiar dacă aceea s-a produs deja la Cluj. Deci nu va dispărea Bambu decât dacă cei cărora noi le-am vândut franciza nu sunt în stare să se ridice la nivelul așteptărilor noastre. În momentul în care vom considera că nu se ridică, vom lua numere de Bambu și fiecare face ceva. Dar deocamdată, proprietarul acestui imobil, și cred că a făcut bine, s-a gândit să preia ștafeta de la ceilalți. O ștafetă destul de grea, pentru că, deși Bambul a început cu dreptul, porom a scârțit puțin. E bine, asta este. Eu cred că toți suntem sortiți greșelilor, iar în ceea ce privește Bambul, se va repara această greșeală cât de curând. Noi susținem oricum și susținem acest club și vom investi din toate punctele de vedere, mai ales în partea de divertisment, pentru a-l readuce la cotele pe care le merită. Așa cum a afirmat noul administrator al clubului Bambu, va fi cel mai ieftin din țară, Bambu, evident. Nu este. Oricum, noi intenționam de la început, ni s-au părut puțin mari prețurile și strategia noastră a fost nu să câștigăm, inițială, să aducem oameni. E un club de fițe pentru că arată foarte frumos, dar nu se adresează numai fițelor. Deci lumea a înțeles că Bambu înseamnă fițe. Nu. Înseamnă oameni de calitate, dar oameni de calitate pot fi și studenți, poate fi oricine. Și atunci trebuie să ne adresăm unui buzunar mediu. Ei bine, am făcut prețuri mai mici și din acest motiv și din motivul că e o criză financiară și atunci de ce să nu venim în sprijinul oamenilor micșorând puțin prețurile, nu foarte mult, nu este cel mai ieftin club din țară, Doamne ferește, dar este poate cel mai accesibil din Cluj.